Bună seara, dragi prieteni! Este miercuri, ora 9 și avem arhivele viitorului. Astăzi o să vorbim despre geopolitica Mării Negre, conflictele înghețate. Sunt aici, ca de obicei, cu Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Bebeș-Bolyai. Bine ai revenit, Ciprian! Bine te-am regăsit, bun găsit tuturor! Și cu invitatul nostru, Oleg Serebrian. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit! O să vorbim, așa cum am spus, despre geopolitica Mării Negre și conflictele înghețate și l-avem invitat pe Oleg Serebrian. Oleg și-a obținut licența în istorie și drept la Universitatea Ion Creagă din Chișinău și un master în relații internaționale la Institutul European din Nisa, în 1993, după care a susținut și o teză de doctor în științe politice, în 1998. După aceea a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Între 1999 și 2005 a fost prorectorul Universității Libere din Moldova. Apoi a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar după aceea, din 2010, timp de 5 ani, a fost ambasadorul Republicii Moldova în Franța și delegat permanent pe lângă UNESCO. După aceea a fost ambasadorul Republicii Moldova în Germania, iar din ianuarie anul acesta este viceprim-ministru al Republicii Moldova, responsabil de procesul de reintegrare. Ca de obicei, o să-l las pe Ciprian să ne spună câteva cuvinte despre acest subiect și poate să ne introducă invitatul într-o altă manieră. Da, o fac cu mare plăcere. Bună seara tuturor! E o mare, mare bucurie să-l avem în seara asta alături de noi pe Oleg Serebrian. Oleg face parte astăzi din echipa redutabilă a guvernului de la Chișinău, care se ocupă de tot ce înseamnă gestionarea acestei situații în care ne aflăm, dar mai presus sau poate înainte de asta, Oleg este un cercetător experimentat în geopolitică și este un diplomat desăvârșit. Am avut bucuria să-l cunosc pe Oleg când eram amândoi mult mai tinerei și mai neînvățați decât astăzi și mai exploratori ai lumii. Ne-am cunoscut în anii 2000 la Cluj. Babeș-Bolyai ne-a primit pe amândoi și ne-a ajutat pe amândoi să ne orientăm mai bine în carieră. După care drumurile s-au despărțit doar așa, formal și fizic, pentru că în minte am rămas oarecum apropiat și ne-am reîntâlnit într-un moment excepțional pe care îl voi ilustra la un moment dat cu o fotografie. Ne-am reîntâlnit în 2014, când eram amândoi într-un moment de glorie francofonă. Oleg era ambasadorul Republicii Moldova la Paris și reprezentantul Moldovei pe lângă UNESCO și pe lângă Organizația Internațională a Francofoniei, iar eu eram ambasador al României la Dakar, orașul în care avea loc someul francofoniei. Și în această calitate s-a nimerit pentru câteva zile să ne reprezentăm împreună țările la unul dintre cele mai prestigioase forumuri de politică internațională. Așadar, există afinități de tot felul între noi, există afinități personale, există afinități profesionale și există mai ales această pasiune pentru înțelegerea ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Și de aceea a fost o mare bucurie atunci când am aflat că Oleg poate să ia parte la această emisiune, să participe la emisiune, pentru că programul lui, vă imaginați, trebuie să fie incredibil de complicat în această perioadă. A acceptat să o facă, îi mulțumim că stă cu noi atât cât poate să stea în seara asta cu noi. Nu o să vorbesc eu foarte mult, o să vorbim pe tema pe care ne-a propus-o el însuși, geopolitica Mării Negre și conflictele înghețate. Și fără să mă aventurez eu în speculații aici, l-aș întreba de la bun început pe Oleg, dacă există o geopolitică a Mării Negre, și întreb asta cu toată naivitatea și cu buna credință, pentru că există teoreticieni care spun că nu am putea să vorbim despre spațiul Mării Negre ca despre un spațiu al geopoliticii sau un spațiu specific geopolitic. Și apoi, a doua întrebare, evident, privește ideea însăși de conflict înghețat, pentru că, dacă nu mă înșel, un coleg de-a lui Oleg spunea la un moment dat, profesorul Nicu Popescu, dacă nu mă înșel, nu? Spunea că nu există conflicte înghețate, toate conflictele sunt tot timpul dezghețate, da? Pentru că ele,
ele persistă cu o intensitate redusă, dar se pot relua oricând, deoarece părțile prezente continuă să se înarmeze și nu au renunțat la obiectivele de război. Așa. Deci asta ar face cumva din conflictele înghețate o direcție și o miză foarte importantă a relațiilor internaționale din ultimii 10, 15, 20 de ani, mai ales în acest spațiu atât de intens al Mării Negre. Te rog așadar, Oleg, cu toată bucuria și cu toată curiozitatea, să ne spui tu mai bine cum stau aceste lucruri și să nu ne lași pe noi să spunem prea multe prostii înainte de a te asculta pe tine, urându-ți încă o dată bun venit și mult, mult succes în tot ce faci. Un mic disclaimer înainte să-l ascultăm pe Oleg, evident, el ne va vorbi în această seară în calitate de profesor și de cercetător. E calitatea pentru care îl invidiem noi, cel puțin eu și Cristi, ca oameni de litere și de cifre și de ecuații cel mai mult. Așadar, dragă Oleg, îți dăm ție microfonul. Da, bună seara și țin să vă mulțumesc pentru invitație, pentru plăcerea de a avea această discuție în seara asta. Marea Neagră și adică geopolitica Mării Negre și Clujul pentru mine sunt, mă rog, au o dimensiune aparte. În 1998 ieșea la editura Dacia din Cluj, prima mea carte s-a publicat la Cluj, care era intitulată Geopolitica spațiului pontic. Până atunci nu exista așa o noțiune ca geopolitica spațiului pontic, cel puțin n-am întâlnit-o. Ulterior, cartea a avut câteva traduceri în franceză, parțial s-a tradus în alte limbi. Și, mă rog, geopolitica Mării Negre a devenit ceva din ce în ce mai popular. De altfel, chiar atunci, acum un sfert de secol, puneam întrebarea asta: există o geopolitică a Mării Negre, există un spațiu geopolitic pontic? Bun. Este greu să măsurăm. În orice caz, o regiune a Mării Negre există și niște fenomene geopolitice în această zonă, fără îndoială, se produc. Acum, în ce măsură sunt centrate anume pe Marea Neagră sau anume Marea Neagră generează acest climat geopolitic, este greu de spus. Ne vom referi azi mai mult sau mă voi referi azi mai mult la Marea Neagră ca spațiu geografic și la câteva fenomene care populează regiunea, conflictele din spațiul nord-pontic, din zona post-sovietică, inclusiv cel transnistrean, dosar de care mă ocup profesional inclusiv și nu doar pe dimensiunea academică, dar și conflictele din Abhazia, Osetia de Sud, Karabah, ca să numesc doar câteva, întrucât dosarul conflictual ucrainean nu mai este unul înghețat, deși, așa cum spuneați, colegul și prietenul meu Nicu Popescu contesta însă și existența conflictelor înghețate. Bun, sunt niște conflicte oarecum conservate. De fapt, în polemologia clasică se opera cu trei tipuri de conflicte: conflicte active, conflicte pasive și conflicte eventuale. Deci aceste conflicte pe care noi le numim jurnalistic, oarecum publicistic, conflicte înghețate, sunt mai curând conflicte pasive, dacă luăm dintr-o perspectivă strict polemologică, politologică. Ori, într-adevăr, ele nu sunt înghețate și chiar dacă ar fi, se dezgheață foarte ușor. Vedem ceea ce se întâmplă acum în zona Mării Negre. Aceste conflicte au o geneză comună. Au apărut aproape simultan, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, și originea lor este în dezmembrarea Uniunii Sovietice. Procesul de dezmembrare a URSS-ului după 1985, care ia amploare mai cu seamă după 1988, a avut două valuri. Primul val au fost republicile unionale, care au început să revendice mai multă independență în raport cu centrul, cu Kremlinul. Și al doilea val erau regiunile periferice ale republicilor unionale, care contestau
această cerere, această solicitare de prea multă independență din partea Republicilor Unionale, dorind fie o subordonare directă Moscovei, fie mai multă autonomie în raport cu Republicile Unionale. În felul ăsta apare dosarul transnistrean în Republica Moldova. Mă voi referi mai mult poate la el. Cred că în România anume acest dosar trezește acum cel mai mult interes, întrucât e direct legat, direct conectat la războiul ruso-ucrainean. Sunt foarte multe punțile care fac legătură între războiul ruso-ucrainean și conflictul transnistrian, și nu doar geografic sau genetic vorbind, dar și celelalte trei conflicte din sudul Caucazului. Cel mai vechi dintre aceste conflicte este, firește, conflictul din Karabakh, care a fost unul din primele conflicte interetnice în Uniunea Sovietică. Conflict care se simțea deja, existența căruia se simțea deja în anii 70-80. Nu era un conflict vădit, situația nu era într-atât de tensionată, dar între regiunea, între autoritățile regiunii autonome Karabahul de Munte și autoritățile de la Baku, la acea vreme prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Azer era Gheidar Aliyev, tatăl actualului președinte Azer, apăreau sporadic probleme legate de infrastructura regiunii autonome. Armenii din Karabakh considerau că autoritățile de la Baku acordă prea puțină atenție infrastructurii de acolo, școlilor, că regiunea este mai curând agrară, că deliberat cei de la Baku nu investesc prea mult în infrastructura industrială. De altminte, trebuie să spun că regiunea autonomă Karabakh era foarte omogenă din punct de vedere etnic, sau destul de omogenă. Populația rusă aproape lipsea la sfârșitul anilor 80, deci dacă ne orientăm după ultimul recensământ al populației din Uniunea Sovietică, către 89, cam 75% erau armeni și 25% erau azeri. Deci, în momentul în care Uniunea Sovietică e cuprinsă de o criză economică și o criză politică tot mai profundă, armenii din regiunea autonomă Karabakh au fost primii care pun problema revizuirii hotarelor interne ale Republicilor Unionale. Deci ei au cerut ca regiunea autonomă Karabakh să fie subordonată Erevanului, nu celor de la Baku. Faptul că este o enclavă nu deranja prea mult, întrucât și Azerbaijanul avea o enclavă, o exclavă mai exact, Nahicevanul, separat, dacă putem găsi o hartă a Caucazului, da, ca să fie mai clar despre ce vorbesc, avem aici situația la zi din zona Karabahului, deci vedem că regiunea, Republica Autonomă Nahicevan, colorată în albastru, este separată de restul Azerbaijanului, de teritoriul armean. Deci nu se crea niciun precedent prin faptul că apărea o enclavă în componența Armeniei. Moscova atunci a avut o poziție ezitantă. A încercat să evite, mi-aduc și acum aminte, eram student în anul întâi și mi-aduc aminte fața posomorâtă și îngrijorată în același timp a lui Andrei Gromyko, care devenise președinte al Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, care încerca să medieze acest conflict între Baku, apărut între Baku și Erevan. Un conflict inițial politic care s-a transformat ușor-ușor într-un conflict militar. Un conflict militar după ce au avut loc incidente sângeroase între armeni și azeri la Baku și în zona Baku, Sumgait și peninsula Apșeron. Scuzați-mă că vă întrerup. Da. Eram curios dacă acest conflict are la bază numai o componentă etnică, nu și una istorică, pentru că dacă mă uit la acea enclavă, este separată. Este istoric vorbind, sau spun azerii că acea enclavă istoric vorbind este a lor, sau e numai vorba de populație? Bine, e o istorie foarte complicată a relațiilor armeno-azerie și în general a Caucazului. Azerii sunt un popor de origine turcică, oguzi, foarte apropiați de turci.
sunt probabil că poporul cel mai apropiat de turci, deși sunt niște turci foarte iranizați ca și, ca și cultură. Sunt întâi de toate șiiți, asta este deosebirea esențială dintre ei și turcii otomani, cum se numeau ei până în 1918. În al doilea rând, limba lor de cultură a fost tot timpul persană. Și acum, și în perioada sovietică, încă erau enclave de limbă farsi, enclave de limbă persană în Azerbaijan. Și marele clasic, ceea ce consideră marele clasic al literaturii azere, Nizami Gianjavi, a scris în farsi. De fapt, asta a fost limba de cultură a turcilor caucazieni, cum s-au numit azerii. Acum, populația azeră și populația armeană locuiau intercalat. Tot ce este azi Armenia cuprindea o populație azeră, deci reamintesc, la acea vreme se numeau turci sau tătari caucazieni, o populație azeră foarte importantă. Nu știu să spun, dar către 1897 cred că era jumate la jumate populația Armeniei actuale, armeni și azeri. La fel și pe teritoriul Azerbaijanului era o populație intercalată, armeană și azeră. Deci Baku era o mare parte din populația armeni, o mare parte din populația azeri. După 1918, după primul război mondial, are loc un război azero-armean, pentru că ei nu-și puteau delimita foarte clar frontierele. Un foarte sângeros război armeano-azer. Atunci se proclamă Republica Musavatistă a Azerbaijanului și Republica Dașnacă armeană, ambele cu votare foarte fluctuante și foarte volatile. Și în acel proces au avut loc masive epurări etnice sau migrații dintr-o parte în alta. Armenii s-au concentrat în ceea ce avea ulterior să devină Armenia și Karabahul, o zonă montană, dar sigur că s-au păstrat enclave în zone mai umbrite, să spun așa, de acel conflict, populate de azeri în Armenia sau de armeni în Azerbaijan. Deci existența Nahicevanului și existența Karabahului, aceste două curiozități politico-geografice, se datorează acelei geografii etnice foarte complexe. Ca și în Balcani, nu exista un hotar foarte clar delimitat care este arealul azer sau tătaro-caucazian și care era arealul de populație armean către acel moment. Deci, într-un fel, Uniunea Sovietică a reglementat aceste hotare, a dat aceste hotare, un rezultat și al tratatului de la Kars din 1921 dintre URSS și Turcia în mare parte. Pentru că atunci se stabilesc hotarele Nahicevanului, statutul Nahicevanului, după care apare și regiunea autonomă Karabahul de Munte. Da, acest conflict a fost poate unul dintre cele mai sângeroase din istoria post-sovietică după 1991, alături de conflictul din Cecenia și actualul război ruso-crimian și a avut ruso-ucrainian și a avut câteva faze active destul de sângeroase. Ultima a fost cea din 2020, care, mă rog, a reconfigurat, avem aici harta etnică, dar adineauri a fost pentru o scurtă durată, imaginea cărții etnice a Caucazului la începutul secolului 20 și vedem cât de neclar arăta partea de sud a Caucazului. Deci, de fapt, insulițe și zone amalgamate de populație armeană și populație azeră. Deci, de la 1 decembrie 2020, acest conflict intră într-o nouă fază de extincție, pentru că au fost faze de erupție și faze de extincție în conflictul armeno-azer de câteva ori. Ultima a fost ultima s-a stins la 1 decembrie 2020 și voi reveni ulterior, sigur că dacă vor fi întrebări, cu mare drag la evoluția acestui conflict și la ce se poate întâmpla cu el. Atunci a fost o lectură foarte interesantă îndată după încheierea conflictului dintre Armenia și Azerbaijan. Cine a câștigat în acest război? Era clar că a câștigat Azerbaijanul, că și-a restabilit autoritatea asupra unor teritorii pierdute după 1991. Cea mai mare parte a teritoriilor aflate sub stăpânirea armeană au fost preluate din nou sub administrația azeră. Refugiații azeri au revenit la casele lor, era un număr foarte important de refugiații azeri.
Alții spuneau că printre marii câștigători se află Federația Rusă, pentru că Federația Rusă a jucat un rol esențial de mediator între Armenia și Azerbaidjan în acel moment și a reușit să introducă trupele de pacificatori, să devină un fel de garant al acordului de pace dintre Erevan și Baku, aducând unități de pacificatori în Karabakh. Aceste unități de pacificatori sunt și acum în regiunea Karabahului de munte și asigură și coridorul la Cin. Avem aici, da, harta pe care o arătați. Este harta Transcaucaziei, așa cum apare ea după 1922, anul creării Uniunii Sovietice, când pentru o scurtă perioadă apare Republica Federativă Sovietică Socialistă Transcaucaziană. Uniunea Sovietică cuprindea inițial 4 republici: Rusia, Ucraina, Belarus și Transcaucazia, care se compunea din Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Și avem aici hotarele acestor trei entități ale Federației Transcaucaziene. Nu s-au schimbat prea mult, cel puțin pe durata stăpânirii sovietice au rămas mai mult sau mai puțin identice. Adică s-au făcut mici corectări de frontiere. E interesant să vedem care a fost de-a lungul sau pe durata conflictului din 2020 poziția principalilor jucători geopolitici din această zonă asupra conflictului din Karabakh. Da, pe această hartă în albastru vedem teritoriile care au fost cucerite militar, recucerite mai exact militar de azeri. În verde mai închis avem zona Lacinului și Agdamul, care au trebuit să fie retrocedate de armeni azerilor conform acordului de pace. Doar teritoriul care e în roșu a rămas sub controlul separatiștilor armeni din așa numita Republică Arțah, care sunt supravegheați oarecum de unitățile de pacificatori ruși. Acum, dacă revenim la poziția principalilor actori din regiune în timpul conflictului armeno-azer, Turcia, evident, că a ținut partea Azerbaidjanului și a jucat un rol foarte important pe durata acestui conflict, diplomatic, dar nu doar diplomatic, adică Armenia a simțit în permanență și o prezență turcă și o presiune diplomatică masivă turcă, nu doar Armenia, și rușii erau conștienți de importanța factorului turc în acest conflict. Turcia privește Azerbaidjanul ca un aliat foarte apropiat, aliat natural, o legătură etnică foarte puternică, culturală dintre aceste două țări. Poziția Iranului foarte interesantă, pentru că Iranul, în mod curios, deși Azerbaidjanul este al doilea stat șiit alături de Iran, sunt două state majoritar șiite în lume, este Iranul și Azerbaidjanul. Anterior mai era și Republica Arabă Yemen până la reunificarea yemenită din 1990, dar după reunificare Yemenul de Nord, preponderent șiit, a fost, mă rog, s-a contopit cu Yemenul de Sud, preponderent sunit. Deci, în pofida faptului că există această legătură culturală, că Azerbaidjanul a fost foarte legat de lumea persană pe durata antichității și evului mediu, Iranul a avut o poziție, pot să spun, atent, voalat, pro-armeană, nu pro-azeră. Explicația este, cum să zic, temerea eternă a Azerbaidjanului, a Iranului, după 1945, mai cu seamă, ca Azerbaidjanul, inițial Uniunea Sovietică, prin RSS azeră, să nu revendice teritoriile populate de azeri din Iran. Aici e o curiozitate. Cea mai mare parte a azerilor nu locuiește în Azerbaidjan.
Cea mai mare parte a azerilor locuiește în Iran. Și de fapt chiar denumirea de Azerbaijan, spuneam că această denumire a fost extrapolată cumva de sovietici după revoluția din 1917. Azerbaijanul istoric este în Iran. Există provincia Azerbaijanului de vest cu capitala la Urmia și Azerbaijanul de est cu capitala la Tabriz, vechi oraș pe care s-a centrat în mare parte cultura azeră. Deci cam două treimi din azeri locuiesc în Iran. Mă rog, conform unor estimări, ar fi cam 20 de milioane de etnici azeri, între 15 și 20 de milioane de etnici azeri în Iran, în partea de nord-vest a Iranului. Desigur, sunt niște estimări pentru că recensăminte etnice în Iran nu există. Deci nu au fost recensăminte pe criterii etnice. Deci temerea Iranului după 1945, spuneam, e că Uniunea Sovietică prin Azerbaijan ar putea revendica aceste teritorii. Altminte, există un splendid roman istoric oarecum al lui James Aldrich, diplomatul, nu știu, cred că este tradus și în română, era foarte cunoscut în Uniunea Sovietică, în care se vorbea despre tensiunile apărute în 45-47 între URSS și aliații occidentali legate de dorința URSS-ului de a anexa Azerbaijanul iranian. Și această idee de a anexa Azerbaijanul iranian era foarte, foarte evidentă în perioada târzie a lui Stalin, după 45 până prin 47-48. După 1991, în discursul unor naționaliști azeri din Azerbaijanul, deci Republica Azerbaijan, apare această idee a revendicării Azerbaijanului iranian. Deci, într-un fel, e un fel de alianță naturală, dacă vreți, între Armenia și între Iran, pentru că ambii aveau, la o anumită vreme cel puțin, niște adversari comuni sau niște temeri comune care legau aceste țări. Deși pe durata războiului, conflictului din 2020, Iranul a încercat să mențină oarecare neutralitate și au fost și niște declarații destul de concludente legate de integritatea teritorială a Azerbaijanului. Totuși, sentimentul multor analiști politici a fost că Iranul simpatiza mai curând cu partea armeană. Poziția Georgiei a fost de asemenea foarte interesantă, foarte atentă. Georgia, pe de o parte, parte a GUAM, organizație care reunește Georgia, Ucraina, Azerbaijanul și Republica Moldova. Și Georgia e confruntată cu conflicte separatiste în Abhazia și în Osetia de sud. Deci firește că trebuia să țină mai curând partea Azerbaijanului. Totodată, la nivel de populație, în Georgia se simțea o anumită solidaritate și cu Armenia. E curios, această solidaritate venea pe latura comunității de credință mai curând. Și Biserica Ortodoxă Georgiană a avut o poziție destul de, mă rog, de neutralitate pozitivă față de Armenia mai curând. Vom lăsa pentru puțin timp conflictul din Karabakh în pace și revenim la ale noastre, la dosarul transnistrean, care e mai aproape de noi. Un conflict care, așa cum spuneam, ca și cele din Caucazul de Sud, a apărut pe fundalul destrămării Uniunii Sovietice. Nu voi intra prea adânc în istoria genezei conflictului transnistrean. Regiunea transnistreană, după cum știți, n-a făcut parte nici din voievodatul Moldovei, nici din regatul României până în 1940. Totodată, componenta etnică majoritară, o majoritate relativă a populației în această zonă, a fost, cel puțin din evul mediu târziu, una românească, moldovenească. Și explicația este foarte simplă, de unde s-au luat acolo românii, moldovenii în zona transnistreană, în spațiul dintre Bug și dintre Nistru.
Acest teritoriu era controlat în evul mediu târziu, această hartă e bună, în evul mediu târziu de Hanatul Crimeii. Populație slavă în zona Mării Negre nu exista, practic nu exista. De ceea ce avem azi Crimeea, regiunile Herson, Nicolaev, Odessa, tot ce este sudul Ucrainei sau Ținutul Krasnodar, populație slavă până la finele secolului XVIII practic nu exista. Deci este foarte curios, în acel moment existau deja Statele Unite ale Americii, dar pe teritoriul de azi a regiunii Odessa sau al Crimeei sau a regiunii Nicolaev, populația era preponderent nomadă, tătară, tătari crimeieni, nohai, și exista o importantă populație sedentară greacă în orașe, mai cu seamă, în orașele crimeiene, evreiască, evrei crimeieni de limbă turcică. Hanatul Crimeii exista mai curând datorită raidurilor pe care le făcea incursiunilor în țările vecine, Moldova, Polonia, Rusia, se căpătuiau cu ce puteau în timpul acestor invazii, inclusiv cu grâne, cu produse alimentare. Nu erau sedentari, deci erau crescători de animale și atunci când intră într-o criză importantă economică în secolul XVI, încep să aibă nevoie de populație sedentară, de agricultori. Grecii nu prea erau agricultori, erau o populație orășănească, preponderent, și acești agricultori sunt invitați din voievodatele românești. Foarte mulți vin din Ardeal, de altminte. Foarte mulți dintre românii transnistreni nu sunt din Moldova, cum se crede, vin din Ardeal. Au Oltenia. Poftiți? Ca în Oltenia, zic. Ca și în Oltenia. Dar asta este una din curiozități. Printre satele create de românești, moldovenești, sau moldovenești, cum erau numite mai târziu, în zona transnistreană, foarte mulți erau veniți în secolul XVI din Transilvania. Apoi au venit și din Moldova. Așa încât în 1792, când rușii pun stăpânire, după tratatul de la Iași, pe Transnistria, teritoriul dintre Bug și Nistru, deci Transnistria într-un sens larg, populația sedentară majoritară era românească în această zonă, pe tot cuprinsul dintre Bug și Nistru. Apoi încep să fie aduși coloniști de origine slavă, de origine germană, de origine bulgară, cu timpul slavii răsăriteni devin majoritari. În 1918, după reunificarea Basarabiei cu România, care se produce la 9 aprilie 1918, stil vechi, 27 martie. Țin să spun că Uniunea Sovietică, aici avem harta României până la Marea Unire, deci cu Basarabia deja încorporată, dar fără Bucovina, Banat și Ardeal. Transnistria nu este încorporată în România. Uniunea Sovietică însă nu va recunoaște alipirea Basarabiei la România. Mai mult decât atât, în 1924, pentru a-și întări revendicarea asupra Basarabiei, Uniunea Sovietică constituie așa zisa Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, și avem aici harta ei, în Transnistria, care juridic includea, sau asta era pretenția sovietică, includea și Basarabia. Așa zisa RSS moldovenească era parte a RSS ucrainene, era o republică autonomă, pentru că în Uniunea Sovietică erau două tipuri de republici, unionale, care formau Federația Sovietică, 4 la început, cele pe care le-am numit la început, 16 la un moment dat, pentru că și Karelia a fost republică unională până în 56, apoi au fost 15 republici până la disoluția Uniunii Sovietice în 1991. Deci, după cum vedem, populația RSS moldovenești sau Transnistriei Sovietice era destul de amestecată, era un amestec, preponderent ucraineni, aproape jumătate din populația Republicii. Moldovenii români reprezentau cam o treime din populație, după care venea o minoritate rusă în orașe, mai ales la Tiraspol, care era capitala Republicii după 1929, și erau importante comunități nemțești și evreiești, care locuiau, evreii mai preponderent la orașe, nemții preponderent în sate. Ei, în 1940, când Uniunea Sovietică anexează
Basarabia. Ea intră în componența acestei RASS moldovenești și timp de 5 săptămâni este în componența RASS moldovenească, de la 28 iunie 40 până la 2 august 1940. Și avea cam aceste hotare, deci era destul de mare. Când Stalin decide să o transforme într-o republică unională sovietică, s-a pus problema frontierelor. Ucraina, care avea această republică în componența ei, a decis ca teritoriile unde era o majoritate ucraineană, sau, mă rog, Bugeacul, nordul Basarabiei, dar și o parte a Transnistriei să fie incorporate, să rămână în componența RSS ucrainene. Ei, asta este o scurtă incursiune istorică bine cunoscută multora. Îmi pare rău dacă am luat prea mult timp cu ea. Întorcându-ne la perioada dintre 44 și 91, trebuie să spun că acesta este Leonid Brejnev, liderul Uniunii Sovietice între 1964 și 1982. De ce apare aici Brejnev? Pentru că Brejnev a fost o vreme liderul RSS moldovenesc, mai exact Partidului Comunist al Moldovei Sovietice, un fapt mai puțin cunoscut. Brejnev a avut o perioadă de ședere la Chișinău și Stalin, când l-a chemat la Moscova și-a amintit de el, a zis, era prin 52, dacă nu greșesc, a zis: unde e frumușelul cela din Moldova să-l aducem la Moscova? Și așa începe cariera din Kremlin a lui Brejnev, care de fapt startul lui a fost în Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei. Trebuie să spun că doi lideri de la Kremlin au trecut prin Comitetul Central de la Chișinău. Întâi a fost Brejnev și a fost Cernenko, penultimul secretar general al PCUS. Dar revenind la perioada sovietică, moldovenii transnistreni au jucat un rol aparte în acea perioadă, pentru că erau un fel de oameni mai de încredere decât basarabenii. După 1944, în administrația raioanelor, în administrația Republicii, Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei erau dominate mai ales de cei veniți din Transnistria. Până la director de școală se mergea, pentru că în basarabeni, una că nu erau dintre cei care să vorbească rusa suficient de bine sau să fie, mă rog, să aibă conexiunile necesare. În al doilea rând, în basarabeni nu aveau prea multă încredere. Deci abia pe la finele anilor 50 începe să se schimbe situația. Ei, în 1988, când Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia prinde contur, și ea prinde contur altfel decât în țările baltice. Deci dacă în țările baltice s-a luptat pentru independență, s-a luptat cu un mesaj anticomunist foarte ferm, contra KGB-ului, pentru niște valori, să spun așa, mai moderne din punctul contemporan actual de vedere, în Republica Moldova, mișcarea de eliberare națională a fost marcată mai curând de istorie și identitate. Astea au fost cele două elemente sau două motoare ale mișcării de eliberare națională din Basarabia. Recuperarea istoriei falsificată de sovietici și recuperarea identității românești a populației din RSS moldovenească. În perioada sovietică se inocula ideea că moldovenii sunt un popor diferit decât românii, limba moldovenească e o limbă diferită de limba română, chiar dacă fac parte din aceeași familie de limbi sau grup de limbi, erau niște limbi văzute diferite, cum e rusa și ucraineana. Ei, în acest moment, în 1989, când se reintroduce grafia latină, apoi se reintroduce tricolorul în Basarabia, în Republica Moldova mai exact, în Transnistria începe o mișcare contrarevoluționară, dacă pot să spun așa. Voci care să zică: păi noi n-avem nicio legătură, nu am nimic de a face cu România și noi suntem moldoveni și noi n-am fost în România. Și mai cu seamă lideri ai comunității ruse care au văzut cu ochi răi această emancipare națională. Trebuie să spunem că în zona transnistreană populația românească era oarecum minoritară,
românii erau majoritate relativă, 40%, dar rușii și ucrainenii împreună formau, aveau mai mult, deci aproape 60%. Deci, anume în această zonă este pivotul acelei mișcări contrarevoluționare, contra sau antiromânești, dacă pot să spun așa, în Republica Moldova. Deci pe acest fundament al identității apare confruntarea dintre cele două maluri ale Nistrului, care prinde contur desăvârșit în 1991, când cei din Transnistria își proclamă independența. Conflictul ajunge să fie unul militar în martie-iunie 1992. Vedem aici rezultatele acelei confruntări și cine a participat de o parte și de alta la acest conflict. Bun, n-au fost chiar atât de multe victime comparabil cu conflictele din Caucaz sau cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Oricum a fost un război care a luat multe vieți și care, mă rog, a făcut distrugeri mai cu seamă în orașe cum sunt Denderul sau Dubăsarul sau în localitățile Coșnița, Cocieri din zona din stânga Nistrului. Ei, după din vara anului 1992, acest conflict intră într-o fază înghețată, da? Apare o zonă de demarcare, o linie de demarcare care separă teritoriile controlate de autoritățile constituționale de la Chișinău și de cei de la Tiraspol, de autoritățile separatiste de facto de la Tiraspol. Această frontieră administrativă cu timpul a devenit destul de permeabilă. Asta este una dintre diferențele esențiale dintre conflictul transnistrian, mai exact dosarul transnistrian, dacă pot să spun așa, și conflictele din Caucaz, care sunt conflicte reale, mult mai palpabile. Deci una din diferențe este că între cele două maluri ale Nistrului se circulă, deci există o comunicare. Tineri din zona transnistreană își fac studiile la Chișinău, circulă autobuze de rută între Chișinău și Tiraspol, între Bender și Chișinău. N-au avut loc epurări etnice masive, nu putem spune că ele n-au avut deloc, au fugit foarte mulți români din zona transnistreană, dar în principiu o parte importantă a rămas acolo, ceea ce nu s-a întâmplat în Karabakh, ceea ce nu s-a întâmplat în Abhazia sau în Osetia de Sud. Un alt element important este că în permanență s-a menținut dialogul între Chișinău și Tiraspol. Poate nu s-a avansat prea mult, pentru că este deseori criticat acest proces de negociere, lentoarea cu care se acționează în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Dar foarte multe dintre elementele acestui dialog sunt nevăzute sau sunt neînțelese, pentru că ele sunt prea tehnice. Să luăm, de exemplu, telecomunicațiile sau dosarul bancar sau dosare legate de procesul de educație sau de, mă rog, transportul auto și așa mai departe. Cred că cel mai important lucru pe care l-am obținut în acest proces de negociere a fost faptul că conflictul n-a ajuns într-o fază activă. Că am știut să evităm pierderea de vieți umane, că am știut să evităm distrugeri, că am știut să ferim Republica Moldova de un război și de un conflict de proporții care ar fi fost în dezavantajul tuturor și ar fi provocat foarte multă suferință și nu știm cum ar fi arătat de fapt situația astăzi dacă la un moment dat acest conflict ar fi fost decongelat. S-a întâmplat același lucru și între Tiraspol și Kiev. Adică a fost o deschidere în același sens în care a fost și către Chișinău? Da, până în 2014, pot să spun 2013, relațiile economice dintre zona transnistreană și Ucraina erau chiar mai intense decât între zona transnistreană și restul Republicii Moldova. În zona transnistreană, nu pot să spun numărul exact, dar erau foarte mulți cetățeni ucraineni și chiar foarte mulți, cum să spun, reprezentanți ai puterii de facto de la Tiraspol sunt cetățeni ucraineni și acum, deci au cetățenia ucraineană. Situația a început să se schimbe după conflictul din Donbas din 2014. Ucraina a început să aibă o politică mult mai prudentă față de ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană.
Iar după 28 februarie, frontiera, tronsonul de frontieră transnistrean sau segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene a fost în general închis. Deci astăzi regiunea transnistreană comunică cu lumea doar prin Republica Moldova. Tot comerțul este efectuat doar prin Republica, prin vămile controlate de Republica Moldova, ceea ce ferește că este un avantaj și care creează premise foarte bune pentru ca dialogul dintre Chișinău și dintre Tiraspol să fie mai profund și să aibă mai multă substanță. Cred că mă opresc aici și ar fi poate cazul în cele 15-20 de minute pe care le mai avem la dispoziție să răspund la câteva întrebări sau, mă rog, să mă refer la lucruri pe care poate nu le-am explicat în prea multe detalii în acest scurt. Absolut. Nu, a fost minunată. Am rămas absorbit și am urmărit toate lucrurile astea. Știi cum e cunoașterea noastră a tuturor acestor lucruri? Este foarte fragmentară și fragmentele pe care noi le știm sunt ca piese dintr-un puzzle. Le vedem ca niște pete colorate, dar nu putem desluși imaginea de ansamblu. Și asta este meritul acestei prezentări, că ne-a arătat imaginea de ansamblu. Înțelegem și dimensiunea istorică, dimensiunea geografică, etnică și ne putem da seama și cum arată și care este modul de acțiune în aceste zile și care este rațiunea de a fi, de unde vin toate aceste lucruri. Deci, mulțumim foarte, foarte mult. Sunt câteva întrebări. Întrebarea mea era cumva, nici nu știu dacă este o întrebare, dacă ne referim la geopolitica Mării Negre, aș vrea să te întreb ceva în legătură cu Marea Neagră însăși, cu spațiul maritim. Ce s-a modificat sau care este miza bătăliilor majore privind partea de apă, nu partea de uscat, nu țările care înconjoară Marea Neagră sau care fac malul Mării Negre, ci zona maritimă propriu-zis, pentru că vorbim de o geopolitică și a unui spațiu maritim, nu? E o bătălie pentru stăpânirea mării. Da. Bine, din punct de vedere strict geografic, sigur că Marea Neagră e o mare, dar tehnic vorbind este tot mai mult un lac. Pentru că este singura mare pe care o putem încercui, în jurul căreia putem merge cu mașina fără ca să trecem printr-un tunel sau o trecem pe pod. Da? Bosforul are o lățime de 700 de metri la un moment dat, deci avem porțiuni ale Niprului sau Dunării care sunt mult mai late decât este Bosforul. Deci din această perspectivă, sigur că tehnic vorbind, da, Marea Neagră poate fi apreciată ca un lac și de-a lungul istoriei am avut diverse puteri care au încercat să o aibă ca un mare nostrum și un fel de lac. A fost și Imperiul Bizantin, a fost și Imperiul Otoman, a fost și Imperiul Rus, care n-a reușit, dar care cel puțin a avut câteva încercări să ajungă la această stare de lucruri. Firește că în condițiile actuale, Marea Neagră capătă o dimensiune economică nouă, pe care n-a avut-o până la finele secolului 20. Până la finele secolului 20, dimensiunea economică era mai curând de conexiune, importanța ei ca și spațiu prin care două țări riverane, România și Bulgaria, puteau accede la Oceanul Mondial. URSS-ul avea și alte posibilități sau Turcia avea și alte posibilități. Pentru România și Bulgaria erau singurele posibilități de a accede la Oceanul Mondial. Dar după, de la finele anilor 90, că se descoperă și resurse de hidrocarburi pe platoul continental, apare o altă dimensiune. Apare și bătălia, să zic așa, diplomatică în jurul insulei Șerpilor, mai exact a spațiului maritim din sudul insulei Șerpilor, care conține câteva importante zăcăminte de gaz natural, nu știu ce măsură încă exploatate, dar care, mă rog, sunt în perspectivă foarte interesante pentru a asigura o mai mare independență economică a României. Și Bulgaria a descoperit câteva zăcăminte pe platoul continental, mai puțin importante decât cele ale României. Și în zona Crimeei,
au fost descoperite încă în perioada de până în 2013, câteva însemnate zăcăminte de hidrocarburi. Sigur că nu mai putem vorbi de Marea Neagră, din păcate, ca și important bazin piscicol, ca să spun așa, pentru că peștele a cam dispărut din Marea Neagră, nu mai este ceea ce era prin anii 70. Volumul pescuitului în Marea Neagră se pare că în ultimii 50 de ani a scăzut cu 90%, ceea ce este de-a dreptul halucinant. Și Odessa, care era un port piscicol renumit, în celebra piață Privoz din Odessa, peștele care se comercializa la un moment dat era adus din Marea Azov. Deci nu mai era pește din Marea Neagră propriu-zisă. Da, firește că prima reconfigurare importantă a hărții maritime sau a hărții politice în spațiul maritim a fost între România și Ucraina, după decizia Curții Internaționale de la Haga. Ulterior a fost Crimea, dar Crimea este o anexare ilegală, deci nimeni n-a recunoscut, bun, cu mici excepții. În formă, nu este o recunoaștere internațională a anexării Crimeei. Deși vreau să spun că Crimea a avut o importanță geoeconomică deseori neobservată. Pentru South Stream, s-a vorbit atât de mult de Nord Stream, și chiar mă întrebam la Berlin de ce se vorbește atât de mult de Nord Stream și niciodată de South Stream, care, mă rog, a adus și prejudicii economice importante Ucrainei, 15 miliarde de dolari anual, se pare că. Citez din memorie directorul Companiei Naționale Petroliere Ucrainene, care a dat cifra asta la un moment dat. Dar dacă ne uităm pe harta South Stream-ului, cum este ea făcută, mă rog, Crimea joacă un rol foarte important, pentru că în partea de sud Marea Neagră este foarte adâncă, construcția unui gazoduct ar fi fost nu că imposibilă, dar mult mai costisitoare. Acolo ajunge la un moment dat la 2000 de metri adâncime și la această adâncime e mult mai greu să lucrezi. Deci, într-un fel, Crimea a jucat un rol important prin scurtarea traseului South Stream-ului, da? Da, deci și bazinul acvatic în sine, deși nu foarte mare, nu impresionant, 400 și ceva de mii de kilometri pătrați, dar totuși ținând cont de locul unde se află între Balcan și Caucaz, două dintre cele mai turbulente regiuni ale lumii, alături de Rusia, de Ucraina, de Turcia, puteri regionale importante. Firește că importanța acestui bazin, care separă și unește în același timp, acum depinde de perspectiva din care ne uităm, este una foarte, foarte mare. Deci e clar, or fi conflictele înghețate, însă marea e fierbinte. Marea e fierbinte și dezghețată. Cred că ultimile înghețuri efective pe Marea Neagră au fost, da, în secolul trecut, în secolul 20. Așa. Da, o să luăm câteva întrebări repede, cu rugămintea, sigur, și pentru programul tău și pentru cei care ne urmăresc să formulez, dacă vrei, niște răspunsuri mai sintetice. Iată câțiva dintre prietenii noștri. Cosmin Popa, pe care cu siguranță că îl cunoști, a fost invitat și la noi în emisiune acum câteva săptămâni. Nu poate decât să ne felicite pentru emisiune. Întrebări nu am, dar m-aș bucura să aud considerațiile invitatului despre situația din Marea Caspică, extrem de importantă pentru noi în momentul de față, mai ales din perspectiva energetică. Mă interesează preponderent Azerbaidjanul, care are cea mai fragilă situație din această perspectivă. Da, bine, situația Azerbaidjanului nu mai este acum atât de fragilă. Azerbaidjanul a avut o victorie militară, dar și morală foarte importantă în 2020, prin recucerirea mai multor teritorii pe care le pierduse în anii 90. Este o dezvoltare economică impresionantă în Azerbaidjan și sunt niște schimbări extraordinare pe care le-am observat de câteva ori. Mergeam la distanță de câțiva ani, așa se întâmpla că, mă rog, în Caucaz am mers foarte des, profesional inclusiv, pentru că ocupându-mă de geopolitica spațiului caucazian, firește că aveam niște legături speciale cu cele trei state caucaziene, dar chiar cred că dintre toate trei, cel mai impresionant erau schimbările din Azerbaidjan. Firește că și potențialul economic este altul, posibilitatea de a livra hidrocarburi, mai cu seamă petrol, dar ulterior s-au descoperit și zăcăminte
venite tot mai mari de gaz. E adevărat că Azerbaidjanul are un handicap. Acest handicap, ca și al țărilor din Asia Centrală, este enclavarea geografică. Azerbaidjanul, ca și Turkmenistanul, care e un mare, mare producător de gaze naturale, unul dintre cele mai mari și care ar putea, în condițiile de azi, să joace un rol extraordinar de lipsă de gaze, să diversifice piața de gaze naturale pe piața mondială, are o mare problemă, conexiunea cu Europa, cu bazinul mediteranean. De asta, cum să spun, scriam într-un articol acum 2 ani, o pace temeinică dintre Armenia și Azerbaidjan ar fi în avantajul ambelor țări, pentru că ar dezenclava și Armenia, care este într-o stare, situație economică precară și sub o tensiune permanentă de timp de 30 de ani, care, mă rog, a dus la o depopulare masivă a țării și la mari probleme economice în această țară, dar și pentru Azerbaidjan ar fi benefică, pentru că conducta ar putea traversa Armenia, ulterior Turcia și trece prin Turcia spre bazinul mediteranean. Ori în prezent, posibilitatea Azerbaidjanului de a exporta hidrocarburi este prin Georgia. Conducta trece la câțiva kilometri doar de Osetia de Sud, o zonă extrem de vulnerabilă, seismică, pot să spun așa, din punct de vedere militar și politic, foarte ușor de întrerupt. Și ajunge tot în Marea Neagră, nu la Marea Mediteraneană prin Georgia. Deci aici sunt handicapurile, să spun așa, ale acestei conducte care vine dinspre Azerbaidjan, spre Georgia și Turcia. Deci Armenia sau împăcarea armeno-azeră ar fi în egală măsură de interes pentru aceste țări, dar și pentru țările vecine, și ar dezenclava atunci și la dezenclavarea Asiei Centrale, pentru că din Turkmenistan se poate transporta gazul spre porturile azere, sunt și proiecte de conducte de mărire a capacităților de export a gazului natural din Uzbekistan, din Kazakhstan și din Turkmenistan, mari producători de hidrocarburi. Coridorul caucasic este ar fi de mare importanță și ar putea fi valorificat în aceste condiții. Deci, încă o dată, sperăm că până la urmă se va ajunge la o înțelegere între Erevan și Baku, tocmai din cauza acestui interes pecuniar, dacă pot spune așa, care poate interesa ambele state. Da, cel puțin acesta. Cristina Codarcea ne întreabă dacă războiul din Ucraina poate accelera sau poate da coerență discuțiilor cu Transnistria. Există mai multe premise și disponibilitate pentru a pacifica și a reintegra Transnistria Republica Moldova? Fără îndoială că războiul ruso-ucrainean a schimbat în totalitate peisajul geopolitic al zonei și a schimbat în totalitate situația Transnistriei. Așa cum spuneam, regiunea transnistreană are frontiera închisă pe tronsonul, frontiera închisă cu Ucraina. S-a accelerat, din punctul meu de vedere, pe dimensiunea 1+1, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol s-a accelerat, mai cu seamă pe subiecte de ordin economic și social. Sigur că suntem încă în așteptarea unei clarificări a situației regionale. Lucrurile sunt departe de a fi clare și foarte multe depinde de cum se va încheia acest război dintre Rusia și Ucraina. Noi contăm foarte mult pe faptul că războiul va avea, mă rog, se va încheia cât mai repede cu putință, pentru că este în interesul tuturor. Republica Moldova e afectată foarte puternic de acest război, economic întâi de toate. Aveam o relație economică strânsă cu Ucraina, care a fost în mare parte periclitată sau viciată de acest război. O relație economică și cu alte state din zona de est, inclusiv cu Rusia și cu Belarus, care, firește, și ele și aceste relații au fost întrerupte de acest război. Dar, iarăși, în direcția, pe dimensiunea transnistreană, cred că mai curând conflictul a căpătat o altă viteză. Deci velocitatea negocierilor s-a mărit. Formatul 5+2 nu mai funcționează, trebuie să recunosc că acest format, din care făcea parte și Rusia și Ucraina, este pus pe pauză și de vreme
mă rog, de câțiva ani, dar acum este greu de imaginat ca să avem Rusia și Ucraina la aceeași masă de negocieri discutând despre dosarul transnistrean. În schimb, pe discuția pe dimensiunea Chișinău-Tiraspol, discuțiile, așa cum spuneam, sunt destul de frecvente și destul de consistente. O simplă completare la ce a spus adineauri Cosmin Popa se referea la zăcămintele de gaz, zăcămintele de gaz exploatabile ale Azerbaidjanului sunt în zone disputate din platou. Da, așa este, da. E o problemă. Știți că foarte multă vreme Marea Caspică avea un statut geografic și legal discutabil, întrucât era, nu știam cum să o tratăm, o mare sau un lac. În geografia fizică sovietică era o mare, pentru că bazinul era sau fundul maritim era unul oceanic, practic, și pentru că regimul mării în mare parte era unul maritim și geneza mării era una oceanică. Dar totodată geografic este un lac, nu este o mare, nu face parte din bazinul nimănui. Multă vreme a fost o discuție cum stabilim hotarele după sistemul mărilor sau după sistemul lacurilor. Problema este depășită, dar oricum, așa cum spune domnul Popa, două dintre marile bazine sunt în zona discutată a platoului. Foarte repede, mai departe, Adrian Stoian, în legătură cu resursele de hidrocarburi, este oare o cursă pentru aceste resurse, deoarece ar fi comune? Exxon a vândut Neptun Deep României, iar Turcia urmează să exploateze resurse în zona aceasta. Ce s-ar avea în vedere oare pentru o cursă comună? Un traseu? Curse pentru aceste resurse, adică o exploatare cât mai rapidă a unor resurse care ar fi comune, oarecum. Volumul de extragere este destul de mare și penetrarea companiilor occidentale, mai cu seamă în Azerbaidjan și în Kazahstan, este de asemenea importantă. În Turkmenistan mai puțin, deși principalul producător de gaze naturale, întâi de toate, este Turkmenistanul, dar, mă rog, ținând cont de situația politică de acolo, e mai greu să vorbim despre participarea unor companii occidentale. Dar la export, sigur, lucrurile trebuie să se clarifice în bazinul Mării Negre, pentru că asta este vulnerabilitatea bazinului Caspic. Bazinul Caspic funcționează deseori ca o anexă a bazinului Pontic. Da? E un hinterland, vorbind în limbaj geopolitic, al bazinului Pontic. Încă în perioada sovietică a fost creat canalul Volga-Don, care unea Marea Neagră cu Marea Caspică și nave maritime de 5.000 de tone puteau accede din Marea Caspică spre Marea Neagră. Am văzut că acum și nave militare au putut să se deplaseze din Marea Caspică spre Marea Neagră. Depinde foarte mult de felul cum va evolua situația în zona Mării Negre. Să revină Rusia la o stare de normalitate, Ucraina la o stare de normalitate și Caucazul la o stare de normalitate. Pentru că asta e principala problemă a acestei regiuni. Avem vulnerabilități din toate părțile. Și Caucazul este o zonă destul de fragilă și nordul Mării Negre este într-o stare de război în momentul de față. Deci da, suntem cu toții în așteptarea păcii și sigur că vor fi evoluții importante și interesante pe piața de hidrocarburi după ce lucrurile se vor clarifica și se vor liniști în această zonă. Dar deocamdată al doilea cel mai mare areal de bazin de hidrocarburi din lume, care este cel Caspic, este oarecum în rezervă ținut, pentru că avem pe de o parte Iranul. Nu putem face conexiunea cu această zonă din cauza Iranului, din cauza Afganistanului, pe de altă parte din cauza turbulențelor care sunt în zona Mării Negre, Caucazul inclusiv. Întrebare de la profesorul Aurel Codoban. Cum plătește Transnistria gazul? Transnistria plătește gazul altfel decât plătim noi, cei din Republica Moldova, adică din restul Republicii Moldova. Este un tarif preferențial pe care l-achită ei. Da, asta este o problemă veche și dureroasă pentru noi, pentru că ea are ecouri asupra altor întreprinderi, asupra sinecostului producției de la alte întreprinderi. Vă dau un exemplu: producerea cărămidei în partea dreaptă a Nistrului
unde se cumpără gaz la un preț de 10 ori mai mare, sau mă rog, da, aproape de 10 ori mai mare, și în partea stângă a Nistrului se consumă foarte mult gaz, se consumă foarte mult agenți energetici și ferește că prețurile sunt mult prea diferite. Deci punem în condiții diferite producătorii. Citez un caz real, cazul întreprinderii, unei mari întreprinderi de producere a cărămidii din Republica Moldova, Macon, care era practic la un moment dat în pragul falimentului din cauza acestor discrepanțe la prețurile la gaz. Așa, o întrebare de altă factură acum de la Cosmin Blașciuc. Bună seara, domnule Serebrian. Suntem recunoscători că ne însoțiți astăzi. Dumneavoastră veniți din Hădărăuți, eu din Rădăuți. Curiozitatea mea este referitoare la felul în care regimurile pot modifica conștiința națională. Un popor își va forma o identitate mai puternică atunci când va fi condus de un regim autoritar, totalitar sau invers, în unul care se bazează pe democrație și liberalism, un regim în care cenzura nu se face simțită. Mulțumesc. Cosmin este student la filozofie la Cluj. Da, Rădăuțiu nu este chiar așa de departe de Hădărăuți, adică într-o vreme am fost chiar în guvernământul Bucovinei, adică și unii și alții. Hădărăuțiu era în județul Hotin, dar Rădăuțiu cred că era centrul de județ în perioada interbelică. Conștiința națională se formează, mă rog, este un proces destul de lent și se formează în timp, durează prea mult. Am văzut că în perioada sovietică s-a încercat inocularea acestei idei că există o identitate moldovenească separată de cea românească. Ea a reușit mai bine în Basarabia decât în Bucovina. În Bucovina rezistența a fost mai mare, chiar dacă regiunea Cernăuți nu făcea parte din RSS moldovenească, dar acolo a rezistat conștiința românească. Bunăoară, în raioanele Storojeneți sau Herța, Herța e un raion de omogenitate etnică extraordinară, toți și-au zis români până la capăt, inclusiv în perioada sovietică, în pofida regimului sovietic. În Republica Moldova, însă, chiar și aici, regimul n-a putut până la capăt să stârpească conștiința românească, pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat în 88-89, se credea că nu mai există așa ceva și a explodat brusc când sute de mii de oameni, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au pledat pentru alfabet, pentru recuperarea identității românești. Și Basarabia e un caz aparte, pentru că Basarabia a fost efectiv deculturalizată după 1940-44. Puținele elite care existau în Basarabia, intelectuale, au plecat în România în 44. 40-44. Au fost două valuri de refugiere. Cei care n-au apucat să plece, din păcate, au fost fie exterminați fizic, fie au fost duși în Siberia. Adică în Basarabia a rămas o populație în mare parte analfabetă. Trebuie să spun că în perioada interbelică, chiar în pofida a ceea ce a făcut eforturilor depuse de guvernul român în perioada interbelică, exista o discrepanță în nivelul de școlarizare al Basarabiei în raport cu provinciile, mai ales fostului Imperiu Austriac, Bucovina vecină, care era în Austria, sau cu teritoriile Transilvaniei sau Banatului și chiar cu vechiul regat. Iar în 44, Republica Moldova cred că avea cel mai înalt procent de analfabetism din Uniunea Sovietică. Deci și sovieticii puteau astfel să plămădească ce vroiau ei din această populație. Cel puțin așa au crezut ei. Și totuși n-au putut. A apărut din această populație de țărani, de muncitori, de mici intelectuali, a apărut o intelectualitate care până la urmă a devenit una românească. E foarte curios. La Fichte cred că este o idee despre faptul că o națiune nu poate fi stârpită, chiar dacă îi stârpește ritele, ele vor reapare și vor continua această idee națională. Asta s-a întâmplat, de fapt, în Basarabia. Dar, mă rog, o identitate națională este produsul unor viacuri, nu este produsul unor dictatori sau unor regimuri, fie ele
democratice sau... Care rămân totuși efemere, care rămân efemere. Care rămân totuși efemere, așa este. Ar mai fi câteva întrebări, am o întrebare tot de la un, dar foarte, foarte repede, de la un student, înainte să o pun să-i spun lui Călin aici public să vină la examen, da? Că are niște restanțe la mine. Deci Călin e student basarabean la Cluj la filozofie, având în vedere că influenți oameni de afaceri din Transnistria, precum notorul Victor Bușan, au mari interese comerciale în spațiul UE, vor fi grupările reprezentate de aceștia interesate de implementarea noilor directive trasate de Moscova în contextul actualului conflict. Dacă vor exista disensiuni în zona transnistriană, ce oportunități va prezenta aceasta pentru Republica Moldova? Vă mulțumesc! Disensiuni... În ce sens? În sens militar să apară? Nu-mi dau seama. Disensiunile pot să fie de o fel de tensiuni. Tensiuni. Mă gândesc că militare, în primul rând, evident. Da, implicarea regiunii transnistrene în război nu cred că ar fi în folosul nostru. Dimpotrivă, cred că asta ar afecta fără îndoială Republica Moldova, care a fost deja puternic afectată de războiul din Ucraina vecină, așa cum spuneam. Noi am primit 300.000 de refugiați ucraineni, 100.000 încă mai rămân în Republica Moldova. Vă dați seama că apropierea războiului de hotarele Republicii Moldova ar mări numărul refugiaților, mai ales Odessa. Ar fi o problemă și mai mare dacă ar fi implicată în război regiunea transnistreană, pentru că conexiunile cu această regiune sunt foarte mari. Avem familii de o parte și de alta a Nistrului, sunt legături de rudenie, legături sociale, societale, economice. Deci, da, ceea ce dorim în momentul de față este să ferim Republica Moldova de război, ori aceea ce am spus și cu alte ocazii. Dosarul transnistrean, și asta a fost un angajament asumat de Republica Moldova, trebuie soluționat pe cale pașnică și diplomatică. Ne-am asumat obligațiunea să găsim o soluție pașnică pentru acest conflict, de a evita calea militară, și escaladarea tensiunilor în Transnistria nu ar fi deloc în folosul nostru. Așa cum spuneam, cum răspundeam pentru o altă întrebare, avem un dialog cu cei de la Tiraspol, mai ales pe subiecte de ordin tehnic. Cu domnul Bușan nu discutăm, pentru că dânsul nu face parte din procesul de negocieri, să spun așa, pentru că se negociază într-un format acceptat de OSCE, într-un negociator șef de la Tiraspol și negociatorul șef al Chișinăului, care sunt eu. Dar apropo de domnul Bușan, pe care contrar unor alegații, nu l-am văzut niciodată. Am văzut odată într-un telegram că m-am întâlnit cu domnul Bușan, nu l-am cunoscut, nu-l cunosc. Deci, sigur că businessul din zona transnistreană nu ar fi deloc interesat ca regiunea să fie terenul, să devină terenul unor operațiuni militare. Toți își doresc să evite războiul cu orice preț. Altfel, trebuie să spun, ca profan ce sunt, că am apreciat surpriza frumoasă făcută de Sheriff Tiraspol în Champions League în toamna trecută. A fost o întâmplare specială în prezența acelei echipe, chiar dacă, sigur, s-a întâmplat în niște condiții care... Nu știu ce să spun, nu intru pe terenul fotbalului, mă pricep mai puțin. A fost o surpriză, într-adevăr, încă eram la Berlin și am fost foarte curios să văd acest da, a fost meci, așa. Dar da. Da. Eu cred că ne oprim aici, am trecut de acea oră despre care am Exact. Am depășit cu sfertul academic peste cele 15 minute. Cristi, te las pe tine să spui două vorbe înainte de a încheia, pentru că te-am văzut și pe tine absorbit și încântat de tot ce ne-a spus în seara asta Oleg. Te las pe tine să conchizi. Eu îi mulțumesc deja de pe acum lui Oleg și îi mulțumesc mai ales că și-a răpit o oră și un sfert, o oră și jumătate prețioase din munca lui, ca să fie cu noi și cu toți cei care ne urmăresc. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului Serebrian că ne-a făcut această bucurie să fie în seara aceasta cu noi și că cei care ne urmăresc au văzut că cei implicați în politică în Moldova astăzi au, cum să zic eu, cunoștințe foarte adânci de istorie, nu numai de politică, pe care le folosesc. Deci
că se spune la un dacă la ce ne trebuie istoria. Uite că trebuie să cunoaștem istoria și cu cât cunoaștem mai bine istoria, putem să facem o politică mai bună. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. În primul rând, domnului Serebrian, pentru că a fost cu noi în seara aceasta, și lui Ciprian. Ne vedem data viitoare. La revedere! Vă mulțumesc! La revedere! O seară bună să aveți! Mulțumesc mult! Mulțumim! Mult succes în tot ce faceți la Chișinău și curaj! Mulțumesc! Mulțumesc mult!